ziua, doamnelor, domnilor! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna martie. Pe ordinea de zi avem 9 puncte. La punctul 2 avem proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință. Conform graficului pe care noi l-am stabilit la începutul mandatului, astăzi este rândul domnului consilier Roman. Pentru a putea intra pe ordinea de zi, vă supun eu la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Cine este pentru? În unanimitate a fost votat cu 15 voturi pentru proiectul de hotărâre. Domnul președinte, vă rog, preluați conducerea județului. Mulțumesc Consiliul Local pentru încrederea acordată. Să intrăm direct în problematica ședinței de astăzi. Dumneavoastră ați primit materialele în timp util și conform invitației, în cuvânt, prevederea articolului 39, articolul 115 din articolul 117 legea administrației publice, cu modificări și completări ulterioare și dispoziția numărul 189 din 22-3-2019 a primarului orașului Bermănești, vă invităm să faceți la lucrările ședințe ordinare a Consiliului Local Bermănești, care va avea loc astăzi, 29-3-2020. Ordinea de zi o cunoașteți, eu o supun aprobării, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi pe care ați primit-o și o cunoașteți. Cine este pentru? Abține? Cu 15 voturi pentru și cu abținere. 15 voturi pentru și o abținere. Domnul Balaș lipsește. Și de asta sunt 16. Păi da, 15 pentru și o abținere. Domnul Moise s-a abținut. Da, mulțumim. Înainte de a intra în problematica ședinței de astăzi, în numele Asociației Cultului Eroilor, permite să mânez domnului primar din partea Asociației Cultului Eroilor Regina Maria o carte dedicată a 25 de ani de existență a Cultului Eroilor pentru meritele deosebite a domnului primar în înființarea acestui muzeu în aer liber care este unicat în țară și pentru implicarea în celelalte probleme ale eroilor neamului. Nația va trăi prin cultul eroilor. Să contribuiți în continuare pentru acest deziderat al nației eroilor. Mulțumesc Asociației Cultul Eroilor pentru sprijin, pentru implicare. Așa este, suntem prima localitate din țară care avem un muzeu în aer liber dedicat eroilor neamului din primul război mondial. Asociația Cultului Eroilor este alături de comunitatea noastră și în proiectele, și a fost alături de noi în proiectele pe care le-am avut. Este și la acest moment. Demarăm în continuare proiecte care sunt adresate eroilor neamului și chiar în acest moment lucrăm la Cimitirul Internațional de la Valea Uzului. Cred că în luna mai vom inaugura acest cimitir care constă într-un monument dedicat eroilor neamului, o solă dedicată eroilor neamului morți în primul război mondial și cu siguranță la acest eveniment Asociația Cultului Eroilor prin reprezentanți va fi prezentator. Mulțumesc, cred că este o datorie a noastră celor care suntem astăzi aici să mulțumim și să-i păstrăm în suflet pe eroii care s-au jertfit pentru nația română. Mulțumesc, Pavel. Da? Trecem la tema zilei. Aprobarea proces verbal a ședinței ordinare din data de 28.02.2019. Dacă are cineva de adăugit, de făcut comentarii la ședința din luna trecută, supunem aprobării? Nu? Da? Vă rog, aprobăm proces verbal din luna trecută. Cine este pentru? Abține? Mulțumim. Cu 16 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Punctul 3. Interesant. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării lucrării de plantare pe raza administrativ-teritorială a orașului Bermănești. Domnule primar, foarte pe scurt, Consiliul Local al orașului Bermănești a demarat o acțiune privind plantarea de puieți de rășimasă și nu numai în această primăvară. Materialul săditor îl avem
donat, sponsorizat de către Direcția Silvică Bacău și anul trecut am avut un parteneriat, un acord de parteneriat cu Direcția Silvică Bacău. Pentru a putea încheia acest acord de parteneriat, avem nevoie de o hotărâre de Consiliu, pe care astăzi dumneavoastră o aveți la mapă, prin care noi, Consiliul Local, ne asumăm că acest material săditor să fie plantat pe terenul aparținând domeniului privat a orașului Dărmănești. Intenționăm în această primăvară să avem mai multe acțiuni de plantare. În primul rând, avem în analiză undeva peste 10.000 de puieți de rășinoase, 6.000 de puieți de salcâm și 6.000 de puieți de borun. Este o primă etapă. Iar, așa cum spuneam, pentru a putea încheia contractul de sponsorizare cu Direcția Silvică Bacău, avem nevoie de acest proiect de hotărâre, prin care noi ne asumăm că materialul săritor va fi plantat pe terenul lui aparținând, degradat aparținând orașului Dărmănești. Și dacă aveți întrebări? Vă rog, domnule. De regulă, la aceste activități participă ele din școlile orașului Dărmănești. Vin cu o propunere. Să lansăm în spațiu online, media, invitația ca cei care doresc să participe la aceste lucrări de împădurire. Să vedem care este implicarea cetățenilor din orașul Dărmănești. Cu siguranță săptămâna viitoare vom transmite invitații și protocolul silvic, pentru că avem nevoie și de specialiști care să coordoneze și firmelor de pe raza orașului Dărmănești și celor de la școală, elevilor și, eu știu, jandarilor și așa mai departe. Deci vom populariza săptămâna viitoare acțiunea, așa fel încât să fie un succes. E o suprafață destul de importantă care va fi acoperită cu viitoare plantă. Domnul Cotfas? Păi, pe acum am plantat la stadionul Rafineria anul trecut, jumătate de braș și s-au prins din doi în doi. Care consilieri care nu au fost norocoși, că totuși nu s-au prins toți puieții, să vedem. Deci, cu siguranță vom populariza și să vedem câți vor fi de alături de noi, în așa fel încât să fim eficienți. Da, supunem la vot cine este pentru. Abțineri? Cu abținere, domnul Moise. Cu 15 voturi pentru și o abținere, domnul consilier Moise s-a abținut. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă de teren din domeniul privat al luat de Rămânești, în suprafață de 570 de metri, situat în strada Valea Uzului. Domnule primar? Da, foarte pe scurt. Avem o solicitare a unei familii în strada Uzinei. În strada Uzinei, da. Strada Uzinei. Avem o solicitare a unei familii din Rămânești, care are construită o casă pe acest teren. Cu ani în urmă, Consiliul Local a concesionat acest teren tatălui celui care a solicitat astăzi. Respectiv a decedat și fiul dorește să preia concesiunea pentru că e o casă construită acolo, e casa în care locuiesc. Și atunci am spus să dăm o hotărâre de Consiliu să transferăm concesiunea de pe tată pe fiul. Dacă aveți întrebări. Domnul primar. Deci s-a aplicat problema referitor cu terenurile care sunt concesionate. Majoritatea ar vrea ca să intre în posesia terenului. Deci ca să vânzare, cumpărare sau cum să vă ajunge, pentru că a plătit atâți ani concesionare. Să intre în proprietate fiecare proprietate. Da, vreau să fac precizarea. Toate persoanele fizice care au concesiuni de la primărie, în special terenurile care, pe care s-au edificat construcții, sunt case, la acest moment nu pot să cumpere aceste terenuri, pentru că prin legea 115 din 2014 a fost blocată vânzarea de către Consiliile Locale a acestor terenuri. Sper ca restricția să fie ridicată din ce semnale am avut și după ce vom avea dreptul să vindem aceste proprietăți pe care, aceste terenuri pe care s-au construit case, vom face o evaluare, vom anunța persoanele respective și cei interesați pot veni să își solicite cumpărarea acestui teren. La acest moment este oprită vânzarea. Da? Deci cum se ridică restricția, vom anunța și, repet,
cei interesați vor putea cumpăra. Să sperăm că așa va fi. Cine este pentru? Cine se abține? Nu am interpretat de votul. 16 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind introducerea imobilului Cimitirului Eroilor din Valea Unzului, în suprafață de 7.079 metri pătrați, din domeniul privat, în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al orașului Dărmănești. Domnule primar? Este vorba de Cimitirul Internațional de la Valea Unzului, la care am făcut vorbire un pic mai devreme. Știți că acolo a fost o nebuloasă unde este granița dintre județul Bacău și județul Harghita, unde este limita între Dărmănești și Sânt Martin. Noi spunem că am clarificat lucrurile. Acest cimitir de la Valea Unzului figura în inventarul domeniului privat al unui oraș dărmănești. Prin proiectul de hotărâre de astăzi, practic noi facem trecerea de la inventarul domeniului privat la inventarul domeniului public. Toate cimitirele și unitățile de cult și așa mai departe au imobilele în domeniul public. Mai ales că noi facem și o investiție acolo, spuneam mai devreme că vom edifica un monument în memoria eroilor români din primul război mondial și ca atare trebuie să fie în domeniul public. Astăzi, prin proiectul de hotărâre, facem trecerea din domeniul privat în domeniul public. Cu destinația cimitirului internațional, nu se schimbă destinația. Dacă aveți întrebări, cine e proprietarul acum privat? Deci, în momentul în care noi am solicitat trecerea din domeniul privat, noi suntem. Deci, noi. Terenul este în domeniul privat al Consiliului Local Dărmănești. Și noi îl luăm din domeniul privat deci, al Consiliului Dărmănești și trecem în domeniul public. Să putem face investiții. Da, da, Consiliul. Sigur că da. Deci, dar și până acum a aparținut de domeniul privat al orașului Dărmănești. Da, cum e spate. Din câte știm, acolo funcționează deja un cimitir al eroilor, din păcate doar al eroilor maghiari. E vorba de același amplasament, da? Este vorba de același amplasament și vorbim de cimitirul internațional. Păi, tocmai acolo... să spuneam că la momentul actual, internațional înseamnă maghiari, atât. Pentru că acolo, din câte știm, a fost cândva a funcționat un cimitir al eroilor români, maghiari, germani, ruși. Da. Cei care au înființat și au administrat ulterior acel cimitir au catadixit să scape de crucele care aminteau de celelalți eroi din alte nații și și-au înființat un cimitir al lor. Eu aș ruga cu ocazia asta, este foarte binevenită și eu cred că o chestie reparatorie pentru noi dărmăneștenii și pentru români în general. Și ar căuta să căutăm un pic în istorie, pentru că istoria este mult mai complexă față de ceea ce ne prezintă proprietarii, să zic așa, cu ghilimele a acelui cimitir, să venim cu istoria reală a ceea ce s-a întâmplat în 1916 acolo. Din care să aducem aminte că satul, defunctul sat Poiana Uzului, a fost șters de pe fața pământului de acești eroi, în ghilimele, maghiari. Vreau să fac câteva cuvinte. Cimitirul Internațional Baia Uzului a luat naștere în anii 1917-1918. În anul 1924, când vorbeam de istorie, eu m-am documentat și am toate documentele, în anul 1924, Societatea Cultului Eroilor, care funcționa atunci, a făcut o primă evidențiere a eroilor înmormântați acolo. Și sunt 1350 de eroi înmormântați acolo, unguri, austrieci, nemți, italieni, sârbi, ruși și români. Deci astea sunt națiile care au eroi acolo. Fiecare nație avea o solă. Avem schița din 1924, exact cu sola aferentă fiecărui soldat. Pentru fiecare soldat era scris poziția mormântului, cum îl chema, din ce armă făcea parte și așa mai departe. Acest lucru s-a menținut până după anul 1946, timp în care au fost înmormântați și câțiva soldați din al doilea război mondial. Români, ruși, nemți. Deci în al doilea război mondial mai apar câțiva. Au fost lupte și în al doilea război mondial. Da. Apar câțiva înmormântați acolo. Sigur că pe lipsa de reacție a autorităților române,
acel cimitir și a pierdut calitatea de cimitir internațional și s-a întâmplat ceea ce dumneavoastră ați menționat aici. Eu zic pe fondul lipsei de reacție pentru că nu s-au mai îngrijit acele morminte. Și în 1997-98 a luat, eu știu, cumva amploare sola eroilor maghiari. Ce s-a întâmplat acolo este că nu s-a mai ținut cont de acel plan de amplasament din 1924. Au fost curățate cele cruci, ce mai erau cruci a eroilor de alte nații și pe mormintele eroilor români, germani, ruși și așa mai departe, au apărut cruci cu semnele eroilor maghiari. La acest moment, noi nu putem să venim să deranjăm ceea ce s-a făcut, dar amenajăm o solă a eroilor români, care constă într-un monument de granit de 3 metri și jumătate înălțime și 50 de cruci. Deci o solă a eroilor români pe un teren liber, da? Unde apar niște morminte ale eroilor români, dar nu toate cele câte sunt în evidență, și am transmis adrese și către ambasadele țărilor combatante care au eroi acolo și ne-am manifestat intenția de a-i sprijini în vederea amenajării de sole pentru fiecare... De fapt, ați văzut că, ați văzut că și Ministerul Apărării Naționale s-a implicat în această problemă. Am aprobat în ședința trecută amplasarea acestui monument acolo. Deci, Ministerul Apărării Naționale ne-au distribuit niște bani și noi să completăm pentru a putea rezolva această problemă, care zic eu că este importantă pentru Dărmănești. Deci acolo va fi un cimitir lângă Sacalele. Tot în incinta. Adică nu o să deranjăm crucele. Nu mi se pare fire solitară. Acum, voiam să spun eu, să completez un pic ce a spus domnul președinte. Această inițiativă a Consiliului Local este de a reface sola soldaților români, este cumva avizată de Ministerul Apărării Naționale și de Ministerul Culturii. Ministerul Apărării Naționale, în urma demersurilor pe care le-am făcut personal la Minister, ne-a întocmit proiectul tehnic gratuit, deci practic proiectul tehnic, tot ceea ce se întâmplă acolo este făcut sub egida Ministerului Apărării Naționale cu costurile venite din partea dumneavoastră și n-am plătit noi nimic. Iar Ministerul Culturii, pentru că anul trecut s-a discutat de anul centenar și anul dedicat eroilor neamului, ne-a finanțat cu 65.000 de ron, valoarea de lei, valoarea întregului proiect acolo, undeva 300.000 de lei, 300 și ceva de mii de lei. Deci diferența o punem în bugetul local. Undeva țintă, se lucrează la, efectiv acum la proiect, undeva luna mai trebuie să avem finalizate lucrurile. Deci cam este un prim pas serios a autorității publice locale de, în primul rând, de a recunoaște că acel cimitir este internațional și că noi avem eroi acolo. Încercăm acum să găsim cât mai multe date despre eroii noștri îngropați, eroii români îngropați acolo. Avem puține date pentru că mulți dintre ei sunt eroi necunoscuți, după cum au fost trăiți de pe unde am fost, dar pe măsură ce vom găsi date, pe acele cruci vor apărea semnele date și așa mai departe. Pe regimentul 15 război, în acolo luptat. Da. Deci avem multe, avem date pe regimentul. Așa? Mai ai cineva cuvântul? Ați folosit o frază dumneavoastră pe care bine m-a tristat. Din lipsa autorităților române, da, s-a intervenit și s-a făcut acel cimitir. Corect spus. Bine, îți completez. Din lipsa de reacția autorităților române, niște români de altă etnie au intervenit și au făcut acel cimitir. Cei care nu prea vor să recunoască. Eu mă rezum doar la fraza lipsa de reacție a autorităților române la timp. Trebuie întreținut acolo și cred că... Dar măcar în ultimul ceas... E bine și acum să revenim la normalitatea lui. Da? Cine este de acord? Cine este? Să abține cineva? Cu 15 voturi pentru și o abținere, domnul consilier Moise s-a abținut, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Da.
numărul 6, proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor imobile aparținând domeniului public-privat din categoria căi ferate, drum comunal, în categoria drumuri de interes local, cultura ocolitoare trafic greu a Dărmăneștiului. Domnule primar? Este un proiect pe care noi l-am demarat cu ceva timp în urmă, mai exact anul trecut, în primăvară. Știți că am achiziționat măsuri local, a cumpărat terasamentul fostei căi ferate. Noi am spus că este de utilitate construirea unei șosele de centură, unei centuri ocolitoare, în așa fel încât traficul greu de pe DJ-123, strada energiei, cum știți voi, să poată fi dirijat pe un drum lăturalnic, în așa fel încât zgomotul, praful, poluarea și așa mai departe să poată fi scoase de pe axul principal, strada energiei, și dirijate pe o variantă ocolitoare. Așa a luat naștere ideea de a construi o centură ocolitoare pentru traficul greu. Primul pas a fost achiziționarea terasamentului fostei căi ferate care aprovizionă rafineria Dărmănești. În primăvara anului trecut am devenit proprietar. Am introdus acel teren care însemna peste 40.000 de metri pătrați în domeniul privat al orașului Dărmănești, astăzi. Venim și facem două lucruri importante. Practic, astăzi se naște șoseaua de centură a orașului Dărmănești. Schimbăm destinația acelui imobil din căi ferate, pentru că noi am cumpărat un teren pe care funcționase cândva o cale ferată. El a rămas cu categoria căi ferate și spuneam, primul pas, schimbăm destinația din căi ferate în drumuri de interes local. Este o primă etapă. A doua etapă, trecem acest imobil care a devenit drum de interes local din categoria domeniu privat în categoria domeniu public. Sigur că șoseaua de centură are o lungime de 4.443 de metri liniar, aproape 4 km și jumătate, și pornește din drumul național de la DN12A pod de fier, cum știm noi, sau de la această corăbărie, și merge pe terasamentul fostei cale ferate până în fața rafineriei Dărmănești, la Volt, acolo, intersecție DJ-123. Spuneam că astăzi se naște centura ocolitoare trafic greu a orașului Dărmănești. Suntem, cred că, printre puținele orașe din țară care, după 1990, construiesc centură ocolitoare. Asta vine să, cumva, să răspundă nevoii poluării din marele orașe și localitățile mai mici. Veți vedea că în perioada următoare vor fi alocate resurse europene pentru modernizarea acestor categorii de drumuri, de șosele ocolitoare, de centuri. Noi, în paralel cu pregătirea documentațiilor tehnice, lucrăm și în teren. Practic, acest terasament a fost lărgit. Șoseaua are o lățime la acest moment de 8 metri. Am făcut cu utilajele din dotare lucrurile de terasare. Lucrăm acum la așternerea unui strat de balast și compactăm acel strat, după care un strat de terasat. Ne dorim ca undeva luna mai să finalizăm aceste lucrări. Traficul greu, așa cum a fost el definit trafic greu, și mă refer la camioanele cu bușteni care vin dinspre Valea Ujului, să fie dirijate în zona rafineriei pe această șosea ocolitoare. Vom avea indicatoare de restricție a tonajului și, practic, pe strada principală, pe strada energiei, aceste camioane nu vor mai avea acces. Da? Din drumul național vor avea acces la șosea ocolitoare și vor ieși în zona rafineriei. Și cei care vin din Amonte, la fel, în zona rafineriei, vor intra pe această șosea ocolitoare, în așa fel încât să reușim să, odată, să reducem zgomotul, praful, noxele și să protejăm și strada asta energiei, care, ați văzut anul trecut, am făcut lucrări de investiții de plombare datorită traficului greu. Nu rezistă aceste lucrări de reparații, nu rezistă la camioane de 50 de tone sau cât ori fi abândare. Sigur că după ce facem aceste lucrări de
amenajarea trasamentului și vom pune acele indicatoare restricționale, vom interveni și la refacerea străzii energiei, așa fel încât să fie, sigur, utilă pentru cetățeni. Dacă aveți întrebări... Bine era dacă această centură de ocolire începea de la lignul, ca să putem opoli și acel capăt de stradă de la rafinerie, care e dezastru. Este o primă investiție. Să știți că șoseaua de centură, așa cum am gândit-o noi, practic, începe de la Sălătut de sus, din zona familiei Bidică, da, acolo sunt Bidică, da. Numai că acolo sunt niște lucrări, la pârâul de la Chimici, trebuie să facem un pod și lucrarea, deci prima etapă a șoselei de centură, a de centură, este cea de 4,5 km, urmând ca în perioada următoare, dacă considerăm că este utilă și avem resurse, va trebui să construim acel pod la pârâul Chiticiului și să ieșim, sigur, în partea de sus, la familia Bidică. Mai știu eu. Domnul Fărică. Domnul primar, pentru trece acest drum, această schimbare de străzi, care e ferat în drum, unde trebuie aprobat de la direct de drumuri? Nu. La minister? Nu. Deci... Și urmă, încheze și pământ ca să vă lasă. Eu așa aveam impresia că nu pot să fac un drum fără aprobarea celor care răspund de drumuri și poduri. Nu știu, pe urmă, un drum amenajat înseamnă niște straturi consecutive de piatră spartă, petriș, nisip, să le bănuiesc că nu s-a făcut așa pentru un specialist, cineva care se pricepe la așa ceva. Bănuiesc că s-a respectat niște norme, dacă nu faci o investiție care câteva luni va fi un dezastru. Da, în primul rând, ne-a spus că introducem acest imobil în categoria drumuri de interes local. Drumurile de interes local sunt în directa coordonare sub ordonarea Consiliului Local. Consiliul Local hotărăște ca și denumirea unei străzi. Drumuri de interes local și drumuri adiacente. Trecerea din domeniul privat în domeniul public a unui drum înseamnă că noi trebuie să îndeplinim și condițiile la care dumneavoastră faceți referire. Primul pas este să intabulăm acest imobil. Nu să-i dăm drumul la trafic, să-l neapcăm de... Intabulăm acest drum, el trebuie să aibă niște cerințe de lățime, de... Da? Așa. După ce l-am intabulat, sigur că noi vom face o expertiză înainte de a-i da drum, o expertiză să vedem în ce constă. Marile probleme sunt legate de lățimea drumului, da? De terasamentul drumului, acolo a fost cale ferată și 50 de ani s-a circulat pe, și este piatră spartă, da? Este piatră spartă pe terasamentul ăla. Și sigur că noi trebuie înainte de a pune efectiv în circulație acest drum, să luăm un aviz de la poliția județeană și așa mai departe, să fie semnalizat corespunzător, să tot ce ține. Deci cu siguranță nu va intra în circulație acest drum, dacă nu avem niște condiții de... Dar până atunci, vă spun, repet, facem partea de hârtii care țin de noi. Nu putem juta de drum dacă noi nu am făcut un domeniu public. Nu putem juta de drum dacă el nu e tabular, nu apare pe niciun. Așa cum ce știu eu și cum am informat și cu experții pe care am discutat, îndeplinește condițiile. Ori în ce caz, dacă a circulat de acolo care a ferat, cu tonaj greu, ca da, asta, care e cea pe care a deci tonajul era mult mai mare. Și un studiu de... O garnitură de 30 de magoane sau ce de magoane. Dar, sigur, noi ca să ne asigurăm, doar că se întâmplă un accident ceva. Îl recomand să-l parcurgeți în calitate de consiliere. Am fost să vedeți ce panorama frumoasă, se vede cartierul țigăresc, se văd lungile noastre de îndărmași pline de consiliere. Imaginea drumului. Da. Mai doresc cine azi ai cuvântul? Domnul Desfăr, vă rog. Da, e salutară ideea, dar totuși trebuie să felicităm pe cel care a fost pionierul gândirii acestui drum, domnul Balaș, și stimă pentru cel care va finaliza lucrarea, domnul Toma, sper. Având în vedere că trebuie să ne cunoaștem asta, că domnul Balaș a început prima dată. Nu știu, personal, nu știu cine a început primul și chiar nu mă interesează. Da, cine bine, eu am și spus, eu am mers pe acel drum pe timpul mandatului lui Bac, dar nu asta vrea să... Vreau să mă folosesc... Nu mă obic, deci nu știu cine a început primul și nu contează, ideea este ce finalizăm, dar mai știu un singur lucru, eu în campanie electorală
din 2016, mi-am asumat și cei care știu, vă rog să vă uitați ce am spus și ce am scris eu în acele pliante, am spus că voi lua să construim o șosea de centură la Dărmănești. Eu asta am spus. Am și spus, stimă pentru după, ce după ce am făcut lucrul ăsta, mi-am urmărit îndeaproape acele promisiuni pe care le-am făcut și în 2017 sau 2018 am cumpărat aceste rasamente împreună, da? Deci în momentul în care a spus Timă, fiți convins că am spus Timă și pentru Consiliul Local, pentru că e aproape. Corect, în final. Da. Așa, și eu așa mi-aduc eu aminte. Pentru că tot vorbeam, și nu vreau să scap ideea să mă duc până la diverse, pentru că tot vorbeam de utilaj, de utilaj greu, de mașini de transport, materiale noi. Țin să fac o atenționare în Consiliul Local și dumneavoastră, domnule primar, da. Nu știu cât influență sau câtă atribuțiune aveți pe acest segment, vă aduc aminte că acel pod de la coada lacului a fost făcut în 1972-73 pentru mașini cu un tonaj de maxim 10 tone, iar la momentul respectiv trei mașini cu 50 de tone pe el. Îmi spunea un pescar, că, dorule, te rog să mă crezi, îmi era teamă să mai stau la pescuit, în momentul în care mașini tranzitau podul. Efectiv, dârdie. Deci ar fi bine ca noi să anunțăm pe organele de abilitate, să vină să se întâmple ceva acolo, ca să nu ne trezim deci în fața unei catastrofe. Consolul de drum la care faceți referire este în administrarea Consiliului, este Consiliul. Tocmai de asta am fi spus, nu știu cât a trebuit. Am făcut o informare în acest sens și știți că s-a făcut proiectul pentru asfaltarea DG123 de la hotel până la poarta Lucrurii, s-a luat în calcul, în proiect, refacerea acestui proiect. Deci, eu că se știe ce cred că nu se respectă tonajul, pentru că toți știm că e un problemă cu acel pod, dar toate astea încarcă camioanele la maxim și da. Dar e ceva firesc, domnule primar, acolo la capăt. Că omul nu poate veni cu mașina încărcată la un sfert din capacitate. Domnul primar, după ar trebui dată un nume la centura de opolire a numele de surată. Nu. Practic, dacă vedeți, noi aici am botezat o centură ocolitoare trafic greu. Și am să vă spun de ce. Spuneam mai devreme că am fost interesat de a obține surse de finanțare pentru, eu știu, modernizarea, asfaltare și așa mai departe. Nu mai mult decât atât, săptămâna trecută am fost într-o vizită la Bruxelles, unde am discutat de finanțări pe fonduri europene, inclusiv a obiectivelor de genul ăsta. Acolo, în ghidurile de finanțare, spune foarte clar, se finanțează centură ocolitoare trafic greu sau șosea de centură. Orice fel de altă denumire. Putem să spunem centura ocolitoare prin ghietoare sau cum vrem noi. Încep să se depărteze de direcțiile de finanțare. Și atunci noi am preluat exact din ghidul de finanțare și am spus centură ocolitoare trafic greu. Și m-am întrebat de ce trafic greu, pentru că sunt și în alte, eu știu, orașe din Europa, centură ocolitoare trafic ușor. De biciclete, de eu știu ce ori fi având ei, de mașini de trafic mic, nu știu. Noi am pus exact din ghidul de finanțare centură ocolitoare trafic greu, în așa fel încât, în momentul în care apare o finanțare, noi să ducem cu asta. După ce obținem finanțarea, putem să botezăm cum vrem noi. Putem să facem. Da, deci asta e. După. Deci nu contează. Putem să spunem orice, dar după. Că dacă ne ducem pe denumire acum, ne îndepărtăm, ne pe de... Să vine cineva care sau... Nu știu dacă ați văzut la București, CNB. Centura Municipiului București. Puteau și aia să-i spună centura primăverii. Sau... Nu, CNB tot în ideea asta, pentru că sunt finanțate anumite tipuri de imobile pe tema asta. Da? Mai doresc cine ați ia cuvântul? Supunem la vot. Cine este de acord? Cine se abține? Cu 15 voturi pentru și o abținere, domnul consilier Cotfa s-a abținut, proiectul de hotărâre, domnul Moise Patron, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil aparținând domeniului privat din categoria 2 ferate, din categoria drumului de interes local. Continuare, domnul primar. Da, este... Noi am spus că șoseaua de centură vine de la intersecția cu drumul județean 123 Rafinărie până la intersecție cu Forestierului, se continuă pe Forestierului și merge în DN2A.
din partea de cale ferată rămâne un tronson de la intersecția cu Forestierului până în zona Popas. Acea bucată de cale ferată pe care noi am achiziționat-o, o transformăm într-un drum de interes local. Da? Pe acolo nu puteam să mergem cu centura, pentru că este conducta mare de alimentare cu apa vaporului, trece exact acel tronson și nu puteam să ne suprapunem el. Dar îi dăm, îl introducem în categoria drumuri de interes local, îi dăm statut de drum comunal pe porțiunea aia, iar cetățenii care au proprietăți adiacente pot folosi acel tronson de drum pentru nevoile personale. Acum a discutat și în comisii. Cineva dorește să ia cuvântul? Nu? Supunem la vot. Cine este de acord? Să abține cineva? Cu 15 voturi pentru și o abținere, domnul consilier Moise s-a abținut. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Da? Trecem la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind introducerea unor imobile din domeniul privat în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al orașului Dărmăne. Domnule primar. Dacă în prima etapă noi am transferat acest imobil, șosea de trafic greu, de trafic greu, din, eu știu, categoria căi ferate, în categoria drumuri de interes local, prin acest proiect de hotărâre, trecem imobilul din domeniul privat în domeniul public. Deci să putem finaliza acest proiect al șoselei de centură, da, centurii ocolitoare, trebuie ca acest imobil să fie în domeniul public. Și proiectul de hotărâre de astăzi spune că aprobă completarea inventarului domeniului public, așa zisa carte albă, care a fost aprobată în hotărârea de guvern 1347/2001, vine să completeze cu aceste imobile. Și vedeți că introducem un teren în suprafață de 41.042 metri pătrați din domeniul privat în domeniul public, cu destinație centură ocolitoare, trafic greu. La articolul 2 spunem că introducem un teren în suprafață de 1477, este vorba de acel capăt de cale ferată care vorbeam la hotărârea anterioară. Deci cele două imobile se trec din domeniul privat în domeniul public, ele începând de astăzi au statut de imobil aparținând domeniului public al orașului Rămânești și de asemenea de una de centură ocolitoare trafic greu, iar celălalt imobil de drum comunal. Deci, practic, prin acest proiect de hotărâre se naște șoseaua de centură ocolitoare trafic greu. La da? Are cineva probleme? Ia cineva cuvântul? Să punem la vot. Cine este de acord? Cine se abține? Cu 15 voturi pentru și o abținere, domnul consilier Moise s-a abținut și ultimul proiect de hotărâre pe ordinea de zi a fost adoptat. Da? Mergem mai departe la punctul diverse. Înainte de a... Domnul Mirea. Domnul Astea. Stați să-i scrie. Mirea. Moise. Stoica. Hai că vii spune eu, domnul. Stoica. Domnul. Stoica. La Petre, vă credeți pe cuvânt. Moise, Roman și Desu. Roman? Nu. Domnul Lumește, dar nu-i problemă. Înainte de a lua cuvântul la diverse, haideți să-i dăm cuvântul lui domn primar, că este în măsură să ne explice, pentru că fiecare dintre consilieri v-ați întâlnit cu problemele oamenilor din Dărmănești privind bunuri. Dânsul în măsură să ne explice și să explice și oamenilor ce și cum vom proceda în continuare. E greu, e complicat, e viața. Vom încerca să fim foarte scurt și să explic pe înțelesul tuturor care este problema asta. Deci, în primul rând, la sfârșitul anului, repet, la sfârșitul anului 2018, ADISPAC a constatat că activitatea de colectare a gunoiului în județul Bacău de către operatorul Comprest, s-a făcut în pierdere de către operator. Mai exact, a rezultat o pierdere suficient de mare, care Romprestul trebuia să o recupereze de undeva. Așa s-a, pe data de 20 decembrie, s-a decis ca acea pierdere, pe care noi nu avem certitudinea că ea este certă
și exigibilă și legală, au împărțit-o la numericul fiecarei localități. Pentru orașul Dărmănești a rezultat o sumă de 17 miliarde de lei vechi. Altfel, tradus, după ce ne-am plătit anul trecut gunoiul integral, sumă care a însemnat 9 miliarde și jumătate, deci noi ne-am plătit integral cantitatea de gunoi ridicată, ne-am trezit că la sfârșitul anului mai avem de toată 17 miliarde. Corect ar fi fost ca în decursul anului să fim în fiecare lună anunțați că se produc pierderi nu din cauza noastră și să fi știut din timp să fi putut anticipa. Pentru că noi nu am fost de acord cu această sumă, pentru că suma trebuie să o încasăm de la oameni și fiecare om, dacă noi, Consiliul Local, acceptăm această pierdere, fiecare om, ar trebui, fiecare persoană din Dărmănești, ar trebui să plătească în plus pentru 2018 câte 210 lei. Deci să fie foarte înțeles că dacă noi acceptam Consiliul Local și cu mine în frunte această sumă, ne-o însușeam și o recunoșteam, fiecare cetățean din Dărmănești, pentru 2018, trebuia să mai plătească încă 210 lei de persoană. Gândiți-vă că la o familie care are 4 membri, în plus ar trebui să plătească încă 840 de lei. 210 lei de persoană. De persoană, da? De familie. Pentru acest motiv m-am constatat și m-am consultat și cu Consiliul Local, cu dumneavoastră, și cu specialiști în legislația între. Și am acționat în instanță și așteptăm să se pronunțe instanța. Spunea cineva că această problemă a fost rezolvată în alte localități. A fost rezolvată cum? A fost rezolvată prin asumarea de către Consiliul Local a acelei datorii și sigur că acea datorie se transferă în cursul anului 2019 în buzunarele cetățenilor. Nimeni nu poate să plătească din bugetul local fără să recupereze acea sumă de la oameni. Cei care au nelămurit vis-a-vis de ce am spus eu, vă rog să citiți ordonanța 114, care a fost dată în decembrie 2018, care spune așa: Consiliul Local, în momentul în care are o situație de genul ăsta, se împrumută de bani în bugetul local, plătește gunoiul, după care este obligat să recupereze de la oameni. Adică, fiecare cetățean ar trebui să plătească cei 210 lei. Nu am acceptat noi și sunt puține localități care nu au acceptat acest lucru și ne-am adresat instanței. Suntem la acest moment în recurs. Am angajat niște avocați de la București, așa cum de altfel m-am informat în luna decembrie. Și dacă instanța va hotărâ definitiv că noi suntem buni de plată, atunci vom lua decizia la momentul respectiv să ne asumăm acea datorie, vom plăti sumele și va trebui să recuperăm banii de la cetățeni. Adică să nu credeți că celelalte localități au alte soluții. Nu, banii se recuperează, că așa ne obligă legea, de la cetățeni. Noi nu am acceptat, repet, de a transforma aceste datorii, presupuse datorii direct, de a le transmite în buzunarul cetățenilor și am zis să ne adresăm instanței. Până în momentul în care se va pronunța instanța, atât operatorul Romprestu și cei Ecosud, Romprestu este firma care ne strânge gunoiul, iar Ecosud este firma care are groapa de gunoi la Bacău și se depozitează gunoiul acolo, sigur că eu o văd ca un șantaj la adresa noastră, au hotărât să nu ne mai ridice gunoiul. Da? Pentru că, vezi, doamne, poate noi dăm acea hotărâre fără să așteptăm să se pronunțe instanța. Lucru ilegal. Și eu am spus de fiecare deci, dată această... ilegal. Deci gunoiul va fi oprit și eu fac demersuri să descongestionăm și să dăm drumul la problemă, va fi oprit până în momentul în care se pronunță instanța. Dacă avem de plată, va trebui să plătim, nu ne este ușor 17 miliarde, după care se recuperăm de la oameni. Dacă vom câștiga în instanță, vom sigur scăpa de aceste datorii și cetățenii nu vor mai plăti. Mai mult decât atât, să știți că este ilegal ca operatorul de gunoi, cel care ne ridică gunoi, să oprească gunoiul. Deci e un șantaj la adresa cetățenilor acum. Am mers pe ordonanță prezidențială. Cei care au cunoștințe juridice știu că ordonanța prezidențială este un atu la adresa autorităților publice locale atunci când se întâmplă abuzuri de genul ăsta. Pentru că serviciul de colectare a gunoilor, ca și serviciul de apă, sunt servicii publice,
de care cetățenii trebuie să beneficieze, n-au voie să oprească aceste servicii până în momentul în care instanța se pronunță. Sigur că aceste societăți comerciale au altă părere, noi ne-am adresat și pe calea relațiilor președințiale, deci cred că într-o perioadă relativ scurtă vom avea fie un punct de vedere a instanței, fie vom avea de plată, fie vom fi scutiți. Deci rugămintea mea este să înțeleagă fiecare că nu stăm degeaba și că am făcut demersurile legale în așa fel încât cetățenii să nu plătească degeaba, pentru că sunt bani plătiți degeaba. Iar 210 lei de persoană, nu de familie, înseamnă enorm de mult. Faceți un calcul, noi suntem 8.080 de cetățeni la Dărmănești, iar plata este de 17 miliarde. Dacă împărțiți 17 miliarde la 8.080, veți vedea că rezultă o sumă de 210 lei de persoană. Repet, în condițiile în care anul trecut am plătit integral gunoiul. Deci, pe anul trecut s-a plătit 900 ceva de mii de lei, am plătit inclusiv ianuarie 2019, cât mi s-a ridicat gunoiul și astăzi, 2017, cât ne-a venit. Iar astăzi, sau ieri, nu știu când ne-a venit, pentru februarie, de plată, cred că după buget luni, marți, o să aprobăm și plata respectivă. Deci noi, în opinia noastră, nu avem restanță. Iar domnilor ar fi trebuit să vină să ne ridice gunoiul în mod normal. Noi plăteam normal, iar după pronunțarea instanței, dacă aveam de plată, vedeam atunci ce facem. Deci legat de gunoi, asta este situația. Să știți că celelalte primării n-au avut alte soluții. Nu au avut. Ei trebuie, dacă au luat bani din buget și au plătit acele pierderi, care înseamnă enorm. Și vă mai spun ceva, ca om care am niște ani în administrație, în momentul în care cineva, noi, când s-a semnat acel contract cu Oprestul, noi, primările, nu ne-am asumat că plătim pierderile lor, nu avem nicio treabă. Nu știu de unde rezultă aceste pierderi. Trebuia să se facă o expertiză. Din ce cauză s-au făcut aceste pierderi? Poate nu sunt adevărate. Nu știm. Deci sunt lucruri care... Deci nu este de bine noastră că... Ce treabă avem? Noi ne-am plătit pierderile. Aș vrea să vă mai spun un lucru. Am fost unul dintre primarii care a insistat ca, începând cu 2019, să plătim la tonă gunoiul, pentru că anul trecut se plătea la numărul de persoane. Nu conta dacă se ridica sau nu se ridica gunoiul. Noi trebuia să plătim. De exemplu, anul trecut, în perioada în care am avut gunoiul vreo două luni suspendat, nu mi s-a ridicat niciun gram de gunoi și ne-a venit facturi de plată de 800 de milioane în fiecare lună, lucru care nu este corect, da? Nu ne-a venit facturile. Începând din acest an, se plătește la tonă. Și, de exemplu, pentru luna februarie mi s-au ridicat 16 tone și atât plătim 16 tone. Dacă eram pe vechiul sistem, chiar dacă nu se ridica deloc, noi trebuia să plătim tot 800 de milioane. Dacă vom descongestiona, și eu cred că într-o lună, o lună, cred că instanța se pronunță, și vom descongestiona, pentru că interesul nostru este ca noi să se ridice, oamenii să-și încaseze banii în prețul și care sunt acolo, noi să plătim taxele. Așa cum am stabilit, cred că la jumătatea anului, undeva în 1 iulie, mi-aș dori ca fiecare cetățean să aibă pe pubelă acel cont de bare, în așa fel încât și cetățeanul să plătească exact pentru cantitatea de gunoi pe care o produce. La acest moment, taxa este de 10 lei. Știți foarte bine, 10 lei pe persoană. Deci, legat de gunoi, să știți că nu doar nimeni în primărie, cu atât mai mult eu, suntem în instanță, avem una dintre cele mai puternice case de avocatură din România, care ne reprezintă pe partea asta de recurs. Ni s-a comunicat din partea experților, pentru că eu sunt inginer, că este o ilegalitate și un abuz mare pe care l-a făcut acești operatori asupra locuitorilor din județul Bacău. Nu știu în ce vom reuși în instanță, dar până la momentul respectiv, noi trebuie să așteptăm să se pronunțe instanța. Nu ne dăm noi cu părere. Repet, dacă va trebui să plătim, plătim și recuperăm de la oameni, dacă vom... Dacă aveți întrebări pe această discuție. Dacă rămâne așa în continuare, domn primar, să zică tot timpul datoria și va lucra în continuare, nu? Tot noi... Deci, eu am întrebat așa. În decembrie ați venit și ne-a spus că aveți 4 milioane de euro pierdere în 2018.
Ce garanție avem noi că în iunie 2019 nu veți veni din nou dumneavoastră cei de la Rompres și veți spune că mai aveți încă 2 milioane de euro sau 3? Ce facem? În fiecare, la fiecare întâlnire băgăm în buzunarul cetățenilor și ajunge gunoiul de 3, 4, 5 ori mai mult decât impozitul pe casă și pe ce avem. Nu e procesul. Pentru ce? Domnule președinte, vreau să fiți mai tăi vis-a-vis de disciplina din Consiliu. Am reclamații din partea unor cetățenilor primar. Ajung la primărie, vor să-și plătească oamenii taxele și impozitele pentru 2019 și li se percep și taxele pentru gunoi. Nu mi se pare corect atât timp cât tărmăneștenii nu beneficiază la ora actuală de acest serviciu. De exemplu, în cartierul Poiana, de când s-a declanșat această criză a gunoiului, nu s-a ridicat un gram de gunoi. Cred eu că ar fi bine să se facă această plată a gunoiului etapizat și să înceapă din momentul în care firma Rompres începe să-și desfășoare activitatea. Vreau să vă răspund și la această întrebare. Fiecare cetățean deci, are hotărârea de... Mă repet, sunt reproșuri făcute de cetățenii al orașului Târmănești. Eu știu că sunt reproșuri și eu le contabilizez toate aceste reproșuri. Pentru că dumneavoastră poate ați vorbit cu 10, eu vorbesc cu, nu știu, 1000. Vreau să vă spun următorul lucru. Hotărârea de Consiliu spune așa. Taxa de salubritate se plătește în fiecare lună. Atenție! Codul fiscal spune până la 31 martie, cetățenii care doresc să-și achite taxele și impozitele, integral beneficiază de această bonificație. Da? Da. Deci, această taxă de gunoi este o taxă care intră în categoria taxe și impozite. În condițiile în care eu vreau să îmi eu personal, da, vreau să beneficiez de acea bonificație de 10%, în calculator trebuie să am 0 datorii. Nu te obligă nimeni să plătești gunoi. Este corect. Deci este dacă corect, eu vreau să beneficiez de bonificația de 10%, trebuie să îmi plătesc inclusiv acel gunoi. Este corect ce spuneți. Dar în momentul în care știu Roprestul vine și începe să-mi atone gunoiul prin septembrie, eu am plătit banii ăștia, eu cetățeanul din Târmănești. Cine se recalculează? Cum se recalculează? Deci, că vine tot, păi vine tot domnul de la fisc și spune s-a dus banul, s-a dus banii la stat, nu mai vin banii la noi avem, noi avem pentru fiecare, noi avem o situație clară, cât s-a plătit, când s-a ridicat, încă nu merge. Pentru fiecare lună în care nu se ridică gunoiul, se recalculează 10 lei ala sau cât are de, da, 10 lei de persoană, da, cât are fiecare, iar la sfârșitul anului, vor avea persoanele respective plată în plus. 20 de lei, 30 de lei, 50 de lei. Cum și se contabilizează pentru 2000 cât o venit, 20. În cazul în care avem, am pierdut în instanță. Să zicem că am pierdut în instanță și trebuie să dăm 210 lei de om sau cât Dumnezeu o să ne stabilească, suma pentru lunile astea, ianuarie, martie, cât s-a luat, se contabilizează la diferența de anul trecut. Deci, cu siguranță, în condițiile în care să zicem că următoarele 3-4 luni de zile nu se ridică numărul, Doamne ferește. Da? Acele sume, cetățenii care au plătit acele sume, da, vor avea la sfârșitul anului plată în plus cât revine fiecare. Pentru că e o bază de date, e un calculator, acolo se știe fiecare cât sunt și cum sunt. Cum s-a întâmplat și în 2018. Și 2018 la fel. Lunile în care nu s-a luat un om, nu se... Dar ei n-au obligat să dacă eu n-am obligat să-și facă serviciul. Da, domnul Pătrașcu. Toate bune și frumoase până ajungem la partea de a ridica de la cetățeni cei 210 lei. Ăia se vor percepe ca și cu... De persoană. De persoană, da. Deci, cum va suna aia? Ce fel de taxe este? Deci, există o hotărâre de consiliu, de o hotărâre de instanță, pe care n-am văzut-o, că nu s-a dat, da? Da. În acea hotărâre trebuie să spună ce. Știți ce reprezintă? În hotărârea aia, odată avem partea de deficit, pierderea răsturilor cât au pierdut ei. Cine obligă și se împarte pe persoană și nu au, n-am putut comenta hotărârea de instanță. Da. Și în al doilea rând, în 2016 și 2015 și 2017, noi am plătit în loc de 5 de 9 lei, am plătit 5 lei. Diferența aia de 3 lei. Fiecare câți ai avut în casă în 2016? Ai avut 3 persoane. Da? Afară de ce ai plătit, trebuie să mai dai 3 lei. Deci acolo va fi defalcat. Clar. Și știm la fiecare, da? Eu, de exemplu, pentru 2016, eu am plătit, de exemplu, 1.500.000 și trebuia să plătesc 2 milioane. Dar de ce? Pentru că de la 5 lei la 7 lei sau câte era atunci, n-am plătit 2 lei.
Deci în felul ăsta bănui, că n-am văzut nicio pe partea așa, de diferență care e diferența asta de bani. De, da. Așa. Dar pe partea în care rom prestul nu, pe ea nu pierde, care pierderea lui. Pierderea lui, dacă instanța, că normal, da. Instanța la pierdere, ar trebui să-i ceară rom prestului o expertiză, să rezulte de unde. Și a doua problemă, cum a calculat ADIS-ul? De ce a spus că Dărmănești are 17 miliarde? De ce Moinești are 35 de miliarde? Cum, care este rețeta de calcul? Și formula de calcul. Dar din ce știu eu, din ce mi-am spus, eu zic așa, câte datorii are? 164 de miliarde a fost pe total. Câți cetățeni sunt în Bacău? Păi sunt 300 de mii la oraș, 300 de mii la comun. Și am părțit suma la ăia și la aia și a rezultat 210 lei de... Da, deci, înțeles, acolo unde se, poate face o unde se poate face o diferență de la 5 lei, 40 la 9 lei, 4 lei, diferența, aia am înțeles. Dar partea asta nu mi se pare justificată. De asta noi am cerut lămuriri, înțelegeți? Pentru că noi trebuie să fim foarte clar când cerem niște bani. Și atunci instanța va trebui să le deface exact cum se face. Sau de unde dar în momentul în care i-au zis 17 miliarde datorii la Dărmănești, nu au venit să justifice cu documente? Nu, ne-a transmis un tabel, build-out l-ați avut, mi se pare. L-am avut un tabel în care apărea toate localitățile din județul Bacău și Sulele. Da, mulțumim. Domnul Ofărică, mine. Vreau să amintesc probleme care le avem noi în Dărmănești cu apa. Avem, nu știu, grave probleme cu defecțiune care se întâmplă pe raza orașului. După fiecare intervenție, vine o apă la robină, în memorie. Avem anumite aparate casnice, centrală, majoritatea, care se deteriorează. La fel ca la cea electrică, ar trebui în momentul în care se lucrează un aparat din cauza operatorului, trebuie să-l dai în deci, atât să-ți plătească aparatul. Nu mi se întâmplă, atunci, nu știu dacă există săptămâna, să nu se intervină la apă. Și am vrut să fac un film, odată să vedeți ce apă curge. Nu mult curge. Ar trebui să tragă 20 de apă, pentru că apa la toaletă, că nu mai se oprea după ajuta de sigură. Nu și nu se mai este normal. Noi plătim apă foarte scump. Suntem la Dărmănești. Nu mai amintesc faptul că noi la Dărmănești câteva cartieri trebuie să nu plătească apa deloc. Probabil chiar Dărmănești nu trebuie să plătească apa de la Dărmănești. Apa asta care se duce la, în tot județul. Mai mult decât atât, nu face nimeni investiții. Deci noi avem o rețea care e făcută de tot. Perioada fostului primar Cojocal, care nu e n-a fost făcută de o calitate foarte bună, de ce a făcută de administrația locală de primărie respectiv, și ăștia o folosesc, ne încasează bani, dar nu mai vin cu nimic. Și avem mari probleme, mai ales cât de curând, dacă se va da drumul la rețeaua de canalizare, va crește exponențial prețul la apă. Deci nu știu cum ar trebui să procedăm, dar ori găsim, ori căutăm, soluția alternativă, să ne acomodăm cu apă și să ne rugăm de ei, ori să le portăm mâna, să vină, mă refer la cap, să-și rezolvă problema, să nu mai fie pe capul nostru. Cetățenii, noi ne plătim datoriile pe legazie, dar ei nu fac nimic și ne strică puterajele. Nu știu ce se fac. De exemplu, bine s-a întâmplat cadrul și se dau un decat sau nu-i dau un decat. Dați-i judecată și până și la protecția consumatorului, da? De fiecare dată am avut situații de genul ăsta și toți cetățenii care sunt de situații. Foarte bine că sunați la protecția consumatorului, pentru că compania de apă este obligată să promiseze apă la parametri calitativ și cantitativ. Vreau să vă spun că săptămâna trecută, eu am avut o întâlnire aici, sau cu două săptămâni, cu conducerea Crava Comunal Dărmănești și am discutat de aceste probleme. Nu am o problemă cu oamenii care lucrează la Crava, deci eu am o problemă, doamnă. Vorbesc de Crava Bacău. Noi am avut o discuție aici legat de problemele pe care le avem și sunt, tu ai enumerat doar o parte din ele, sunt mult mai multe probleme legate de rețeaua de apă. Vreau să vă spun că anul trecut Consiliul Local, din puținii bani pe care a făcut investiții în rețeaua de apă și am coborât
rețeaua de apă, conducta de apă, pentru că era la limita de înghețului. Înghețului și eu știu, am avut investiții din, repet, din banii în Consiliul Local și pe și în triaj și pe energie, am avut și în cartierul Rătulești. Am schimbat conducte de apă care, de apă care am extins rețele de apă și am chemat conducerea CRAB-ului să avem o discuție legat de care, eu știu, viziunea lor legată de investiții. Vreau să vă spun că nu au nicio viziune și că nu au niciun ban. Vreau să vă spun că au probleme foarte serioase legat de sustenabilitatea acestei companii de apă, mai au bani, nu știu ce se întâmplă acolo, și ei au venit tot spre noi să găsim tot noi soluții. Și sunt câteva puncte critice în Germania. Am cerut eu treaba asta. Au venit și mi-au spus sunt câteva puncte critice în Germania. Trei zone, de exemplu, la care conductele se sparg continuu și așa mai departe. Și ca să putem să rezolvăm acele puncte urgente, trebuie să investim 72.000 de lei. Le-am prins în bugetul local, din banii Consiliului Local, cu resursa Consiliului Local, cu utilajul Consiliului Local, de 72.000 costă doar conducta, iar domniile lor ne-au spus că pot să vină doar cu asistență tehnică, adică cu muncitorii care fac acele branșamente. Am avut, repet, discuții pe tema asta, am spus, domnule, ce puteți face ca să punem și noi niște bani, puneți și voi. La acest moment s-au cumva rezumat doar la proiectele de investiții care le au pe perioada anilor următori prinse la Drăbănești, adică extindere rețea de apă, extindere, eu știu, pe Bolivia și așa mai departe. Pe surse, atenție. Extindele au fost făcute de primărie. Deci, atenție, pe surse, pe fonduri europene, vă pot pune la dispoziție zonele pe care noi le-am prins la extindere fie a rețelei de apă, fie a rețelei de canalizare. Deci eu știu despre ce este vorba. În punctele cheie am prevăzut niște pompe, de exemplu, pe la Sălătruga, cu niște probleme și așa mai departe. Sunt prinse pe fonduri europene și ei și-au asumat că vor dezvolta aceste investiții, vor face proiecte, vor face ei acolo, vor atrage banii europeni în calitate de membri noi a ABIB-ului. Dar legat de rețeaua actuală de apă, ce avem noi aici, sub nicio formă nu au capacitate financiară. Și atunci va trebui de la noi, din bugetul local, din puținul care avem, să investim. Legat de calitatea apei, rugămintea mea este atunci când și eu am sesizat și sunt prea multe intervenții la rețeaua asta, atunci când cetățeanul constată că apa e nu îndeplinește calitatea sau parametrii de calitate, sunați la OPC și așa mai departe, pentru că nu este normal să furnizeze apă în condițiile în care dumneavoastră ați spus. Dacă ei nu se descurcă, când vorbesc de soluții alternative, putem să ne reluăm, să ne primim legea noastră, da, să investim noi. Cumpărăm noi apa de la, Cărăboaia, și ca să nu de la Cărăboaia nu putem cumpăra apa, vă spun că am analizat, pentru că stația de la Cărăboaia este, face parte din companie. Și nu putem să cumpărăm apă de la Cărăboaia. Ce putem noi face dacă Consiliul Local va decide să se rupă de CRAB, ceea ce nu-i părerea mea o soluție, este să ne cumpărăm stația noastră de tratare și noi să cumpărăm apă brută de la Baraj. Dar nu este o soluție, pentru că sunt niște investiții foarte mari. Mai degrabă, din puținul care l-avem, venim și intervenim și schimbăm conducte acolo unde putem interveni, așa cum am făcut și anul trecut și acum. Să deschide ceva proiecte europene. Dacă identificăm o sursă, e altceva. Dar la momentul ăsta, noi facem parte din ADIM, facem parte din CRAB, da? Și trebuie, adică înainte de a lua o decizie, trebuie să vedem ce resursă financiară avem. Spuneam mai devreme că am discutat de buget și știți că avem o problemă în lipsa acolo. Da. Și ce vreau să vă mai spun, urgent ar trebui pus aici, în aval de podul Boiești, în zgomotele numeroase. Chiar dacă nu e problema noastră, că va trebui aia să le facă, nu? Urgent ar trebui pus măcar niște piatră spartă de aia măruntă, cum zic, și plasat un pic, un plasator cândva, domnul primar, și azi am văzut și ieri ce mașina a încălecat, s-ar roțele, se întâmplă chiar și alaltă ieri au venit de la CRAB și domnul viceprimar a fost în teren acolo, să constate, noi suntem în perioada de constatare a defectelor post-execuție.
au venit să constate ce se întâmplă acolo. Firma care a făcut lucrările, nu chiar astăzi, înainte de a intra ședință, m-a sunat directorul general, că el nu mai poate veni să facă nimic. Iar din acea garanție pe care au pus-o, CRAB-ul va veni și va face lucrările de reparație. După ce au venit în teren și au văzut, cu siguranță luni ne ducem și punem, completăm ceva. Pentru că dacă era completat înainte, aveau să spună că nu e nicio completă. O întrebare și pot da și un răspuns la cetățeni. Ce se mai întâmplă cu aia 6,3 km de drum ca la coada lașului care erau aprobați de acum un an și ceva? Deci, ați fost la semnarea contractului, s-a finanțat, nu s-a mai apucat din urmă. Vorbiți de drumul județean 123. Exact. Drumul județean 123, care este în sarcina Consiliului Județean, a fost scos la licitație anul trecut, s-a anulat licitația pe motive tehnice, erau ceva probleme. Din nou a fost licitație făcută. Cred că la momentul discuției noastre este în alt judecat. Adică, din ce informații există eu, finanțare? Eu am există finanțare? Nu, eu nu știu așa ceva. Știu că s-a semnat contractul pe NDD. Este contractul de finanțare semnat. Când puneam un contractul de finanțare semnat, nu poți să scoți la licitație execuția. Proiectarea s-a făcut, au fost câteva probleme la proiectare, sunt în faza de licitație pentru execuția lucrărilor. Dacă se întâmplă altceva, da, o să vă informez. Doamna Mirteu. Da, știm că între mărești sunt mulți ciobani, deci cei care cresc voi. Toată stima și cu respect, nu am nimic cu ei, știu că este foarte greu să ai un botei din 92 de 100 de oi. Dar a venit primăvară. Când s-au puțin, au început să iese pe la văzut. Unu, unde au voie să pască, până când? Pentru că dacă îmi răspundeți, mai am când se continui câte ceva. Da, nu trebuie să vă răspund. Eu trebuie să citiți hotărârea de Consiliu pe care am dat-o în 2017. Vă rog, citiți, în 2017 mi-am dat o hotărâre cu un regulament de pășunar care spune foarte clar când, unde și cine are voie să pășuneze. Vreau să vă spun tot e dat acolo. Nu știu să vă spun din cap unde, care, e unde pășunează. Dar este pe site, uitați-vă regulamentul de pășunar. Doi la număr. Săptămâna viitoare, marți, pe această cale transmit la ora 15, invit toți crescătorii după de ședința de Consiliu. Deci noi avem marți ședință la ora... După ședința de Consiliu. La ora 15, invit toți marți la ora 15, invit toți crescătorii de oi din Dărmănești și luni vor primi invitație să se prezinte aici și crescătorii de vaci și așa mai departe, ca să discutăm, să le reamintim că există o hotărâre de Consiliu și unde au voie să pășuneze și unde n-au voie. Totdeauna facem discuția asta în luna aprilie, pentru că în martie este prematur, n-au ce strica. Iar cei care nu vor, de fiecare dată noi punem și un tabel acolo că au luat la cunoștință și că știm despre ce și vor respecta. Iar cei care nu vor respecta, noi avem varianta a doua. Avem amenzi prevăzute în acea hotărâre de Consiliu. În fiecare an am dat amenzi. Să știți că sunt unii care înțeleg și respectă și se duc oile unde se duc. Sunt alții care nu respectă lucrul ăsta cu toate hotărârile noastre de Consiliu și atunci le dăm amenzi. Deci marți la ora 3, la ora 15, la primărie, invit toți crescătorii de voi. Luni veți primi fiecare dintre dumneavoastră înștiințare pe tema asta, da? Pot participa și alții crescători de vaci sau ce mai avem la Dărmănești, în așa fel încât să reamintim că există un regulament de pășunat. Pe fiecare cartier în zonă am stabilit zonele în care ei pot să pășuneze de la 1 aprilie până pe 21 mai. Deci, atenție, până pe 21 mai, când este ultima zi de plecare a oilor la munte. De exemplu, tot ce ține de zona Vlăturești pot pășuna în zona Pânca sus, da? Cei care sunt pe Lapoș pot pășuna în Văcărie, pentru că partea de jos este oprită pentru vaci. Cei care sunt la Clopu pot pășuna la fel în zona de sus și partea de jos rămâne islasul pentru vaci, care este oprit. Deci noi am reglementat foarte bine că oamenii au uitat sau că nu vor să respecte, este partea în zonă. Deci până la 21 mai. Da. Pentru că în zona Mașcaș, aici unde se merge spre Cărăboaie, da. Eu am lucernă. Mă duc la 2-3 zile să văd despre ce e vorba. Cu trei turme de oi m-am întâlnit, i-am găsit păsând acolo, nu dau nume, așa, dar, culmea culmelor, că ultima dată, cred că am 2-3 zile, am asistat la o altercație între proprietar, un alt proprietar ca și mie de Lucernă, și proprietarul oilor, care nu știu care idee, chemat poliția, fiindcă eu m-am dus întâmplător, i-am găsit acolo,
Și zic așa, dacă poliția nu era anunțată și dacă se lăsa cu niște bătăi și cu niște scandaluri care de la 1 aprilie este interzis poșunatul pe zona asta de jos. Deci până atunci aveau voie. Eu aveau voie pe terenurile lor, nu pe terenurile lor. Pe terenul lui treaba lui ceva, dar pe terenul lui e sigur că n-are voie. Da, eu asta am dus între, pentru că eu le-am spus frumos, s-au retras. Au motivat că au venit să dea oi la apă, nu era adevărat, dar am plăcut, așa. Și mă gândesc că eu am fost pașnică. Dar dacă alți proprietari sunt mai puțin pașnici decât mine și își ia plătul unul la altul, să ajungi la situații care nu noi portăm în fiecare primăvară această discuție, le reamintim, unii înțeleg, unii vin, alții nici măcar n-au... Mă bucur că m-ați... Dar cu siguranță, noi avem, așa cum am spus, varianta celor care nu vor să înțeleagă, le dăm amendă. Și să știți că nu prea sunt mici, și dăm o amendă și am terminat. Amenzile sunt foarte mari. Da. Nu este interesul nostru să dăm amenzi, nu avem niciun interes. Oamenii trebuie să fie și să respecte dreptul de proprietate. Da. Ai voi foarte bine, ești un om gospodar, ține-le pe terenul tău sau acolo unde primăria ți-a oferit posibilitatea să le faci, nu în Lucerna, nu în Ion sau în Vasile. Da, ați mulțumim. Doamna Stoica? Da. Am fost întrebată de persoanele din zona Poiana, cartierul Poiana, sunt persoane care stau în zona unde s-au reabilitat acele șanțuri și Consiliul Local anul trecut și acum 2 ani s-au început de mare pe zona respectivă și locuitorii zonei respective vă roagă și ne-a adunat cunoștință că sunt probleme din partea de la biserică și de acolo este un canal care se colmatează și ar vrea să fie acolo acționat și dacă se mai pot continua bine în funcție de resursa financiară, că aici este problema mare a primăriei, că nu sunt bani, dacă se mai continuă cu canalizarea respectivă. Da, am să vă răspund reamintindu-vă că mi-am depus un proiect pentru asfaltarea străzii Poiană, da, și Peiu. Da. Strada Poiană duce până la biserică sus. Așteptăm să vedem, ar trebui ca guvernul să pronunțe într-o perioadă relativ scurtă, 2-3 săptămâni, că s-a aprobat bugetul și așa mai departe, care proiectele finanțează pe PNR. Proiectul este depus de mult, 2017. În condițiile în care intră acest proiect la finanțare, care e un proiect mare, deci nu numai cele două străzi, practic rezolvăm și problema canalului de sus, că este prins în proiect și canalul de sus, și rezolvăm mare parte din strada Peilin, da, și Poiana, cu șanțele. Sunt prinse șanțele acolo de sus. În condițiile în care nu vom intra la finanțare pentru că sunt lucruri care nu le pot controla, nu ține de bine, va trebui să intervenim din bugetul local lor, cu o resursă mai mică, să facem acel canal și nu știu dacă și, nu știu și șansul dacă faci. Deci, într-o formă sau altă, intervenim. Deci, să continuăm pe drumul acolo. Dacă se inund acolo, înțeles chiar vorbintele și... Apa se duce unde... Nu știu cum înainte de a fi betonat nu se inunda și nu avea nimic niciun fel de problemă. Apa se inundă, dar problema este și știți că am mai ridicat problema aceasta, să v-am adus la cunoștință și am zis că se reabilitează un pic și din cauza timpului zona cu dispensarul, șanțurile. Ați văzut ce problemă a fost și cu inundația, că a venit și s-a colmatat șanțul de aici de la doamna Mini, Frăduța, pentru că șanțul care vine de la apa când vine, a adus balastul. Da, a adus balastul și a trebuit... Deci în limita bugetului să vedem să tot la viitoare că ce... Și dacă la cererile făcute pentru extinderea apei, dacă se mai poate face ceva. Deci nu am văzut niște bani acolo în buget pentru extinderea rețelei de apă, dar mai mult ne-am axat anul ăsta pe extinderea rețelei de gaz. Știți că tot am spus, da. Gaz. Am niște evaluări, vreau să vă spun că la Dărmănești, la solicitările pe care le avem de la cetățeni, am avea nevoie de 2.500.000 de lei, adică 25 de miliarde ne-ar trebui ca să rezolvăm solicitările la gaz.
Mai bine eu personal, da, ca părinte, da, și ca locuitor al zonei, în școala, la școala numărul 2. Da. Dacă primăria mai are în dotare acele bănci care erau pe aici prin centru, odată, ați putea să duceți în curtea școlii, că sunt copii care pauze, vor să stea, părinți care așteaptă de la grădiniță, de la grupa zero. Să fac o solicitare și fără și poate putem face ceva frumos și cu resursele noastre umane de la atelier, poate facem... Deci să fac o solicitare, doamna director, și fără niciun, da, probleme. Da. Da, domnul Tiurcă se pregătește de una pe trei. Da. Domnul primar, referitor la noi, ați explicat din urmă. Dar acum, dacă totul vine ca să ne zice, să fie anunțat MAT, iar s-a spus vreo fară, tot sărăclucul, n-ar vine ca să dea. Acum vine anunțul care a dat dărată, deci până la noi, anunțul până la treaba la. Referitor la Han, Poiana Uzu, drumul turistic, se dezvoltă turismul în Dărmănești. Am fost întrebat, mai ales duminică, a fost o fluctuație foarte mare și am întrebat mult, că cine da hanul ăsta, când se deschide? Este la coada la, se zice, până acolo, ce mai... Dar, cum era înainte hanul, prin care Coposea... Domnul consilier, hanul este proprietatea noastră, eu nu-i privat. Am înțeles, privat, da, da. Este un investitor privat acolo, care, din ce știu eu, vrea să vândă. Nu mai are resurse cu ce să îl întrețină. Este închis, nici nu știu dacă s-au finalizat lucrările acolo. Nu pot să vă dau detalii, dar, cu siguranță, în perioada următoare, dacă rămâne în proprietatea celui pe care îl știu eu, nu cred că se va deschide. Dacă omul și l-a scos la vânzare, clar că n-are niciodată. Da, este o zonă frumoasă. Eu sper că dacă se va asfalta acest drum, el va fi mai atractiv, obiectivul ăsta, ha. Și vor veni ceva investitor să-l poată... Să-l poată... La tipa de lini. Da, cumpărat. Referitor la drumul de la accesul la proprietățile de la Chepănuș, am ridicat problema, deci acum am zis la de nou părâul care a deversat. Are altă circulație acum apa, se circulă pe drumul care are acces, să se facă, să facă din nou, să vină la altea care a fost. Noi putem lucra ca Iola Popă, cum lucra Iola Popă, lucra și nu se vedea nimic. Repet, noi avem 2 lei și din 2 lei trebuie să facem prioritățile. Prioritățile, prima dată, sunt drumurile din localitate, pentru că la poartă, acolo drumul e rupt. Și de săptămâna viitoare, dacă se aprobă, după ce se aprobă bugetul, vreau să ne apucăm să luăm niște piatră, să refacem drumurile din fața porții omului. Dacă terminăm drumurile astea și dacă ne rămân bani, cu siguranță zicem în părul ăla și ne așteptăm de mutat altfel. Dar putem că nu suntem chiar așa de... cu resurse chiar așa de mari financiare. Deci, a spus, eu la popă lucrat toată ziua, nu se vedea nimic după el. Cheltuia și resursele și... Eu înțeleg că sunt urgente. Dar vă spun eu că a venit cineva la mine și mi-a spus că ar trebui făcut. Și am zis, nene, uite, strângem și mata cu încă 5 pe 5 de amata și hai să ne apucăm să facem împreună treaba aia, că se făcea acolo. Și când m-am dus acolo eu cu domnul viceprimar și cu utilaje, a venit nici cum. Și înseamnă că trebuie și spiritul comunității. Vreți să curățim, vreți să ne facem acolo, hai să vedem. A mai venit unul că vrea o punte, nu știu pe unde Dumnezeu, pe care trece el și cu nu știu pe cine. Și a zis, domnule, veniți, haideți să... Cum se făcea odată? Veniți toți, vedem cu ce putem, veniți și noi cu utilaje, venim cu... Dar dacă ne apucăm de săpat de nebuni prin toate puraiele și prin toate albile, care, așa, cu siguranță ne rămân prioritățile noastre care, da, le avem în comunități și fugim după... Da, eu nu zic că nu facem. Deci, cu siguranță, facem dacă reușim și avem cu ce. Da, domnul Petre. Da. Nu pregătește, domnule, în trei și în trei vreau să fac un propun. Am zis că toți suntem răuți, toți suntem deci ies în program, este o ordine aici. Dacă fiecare va discuta primul și plecăm, noi le plecăm la treia, până la urmă rămân eu care vorbesc. Dar dumneavoastră vorbiți de cetățenii, nu pentru cetățenii. Dar să nu vă așa putream. Dar respect, dar eu cred că e bine să se întâmplă. Bine, dar vedeți că se întâmplă. E obligatoriu. Au să vii. Nu, dar ce vreau că... Da, eu cu siguranță rămân așa. Așa, după mă numai nu, eu nu te deau. Au să vă. Legat de culoare care s-a aplicat, deci a aplicat numai să poate bine, ați adus la Dumnezeu de-a fost cu reținut pe fel. N-ar trebui să mai numesc de anul, dar vreau să fie niște probleme. Trebuie să am casat la ce cum i-am, oamenii au plătit acolo pentru o mai multe de la
la bani care sunt de acolo, dau bine la bani, s-au luat taxe la gunoi de la fertilizare 1400 cm, 1400 de mii, 140 de lei de persoană. Pe casa. Vin oamenii cu facturi. Dom'le, este, taxa este de 10 lei. Că știu, dacă 10 lei și nu știu câți bani. Și 12 luni. Dar au venit 145 și 1.400 de persoane. Vă spun clar. Sunt 3-4 persoane. Cred că s-au rămas la 1.200 de aici pe care am plătit, dar e problema altă. Deci, în momentul când eu, la ședința de întrebute, m-am înscris, a ridicat una de vreo 3 ori, deci e o problemă care domnul Mărgari a ridicat. A spus că rămâne din pronunțare. Toți au vorbit de aici, iar eu am lăsat din partea în partea de trebuie, m-au luat toți în roată, nu. Nu știu ce. E o problemă. Concret, care este întrebarea care nu puneți mie? Că asta spun eu. Deci oamenii mi-au spus că eu n-am ridicat problema, de ridicat domnul Mirea, problema codului de la Izlat, de la Plocul de acolo, și că eu nu vorbesc, dar că au spus cineva că domnul nu prea vorbește ce de eu vreau să vă spun un lucru. Vreau să vă spun un lucru. Nu mai ridicăm problema, oamenii mă ridic, nu mai consider, ceea ce vreau să vă spun că eu discut cu fiecare dintre dumneavoastră foarte multe și mi-aduceți la cunoștință și vă sunați și mi-aduceți la cunoștință problemele și eu vreau să le rezolv așa cum putem. Nu cred că are rost la, în fața camerelor de filmare, că unul e mai bun decât altul. Fiecare dintre dumneavoastră, să zic că avem să rămas în problemă, încercăm să dăm. Am venit la de 3 ori, ca să știm. Și el care o luată poate să facă contul respectiv, că eu iau. Deci nu e problema ca ridicat sau și dumneavoastră puteți ridica o problemă din Poiană. Da, bine, nu. Eu sunt așa, cum spun eu. E problema consolidării pădurii de la Malului, de la Pădurii, de la Plopoc, la Treanul, s-a văzut că aceea și trebuie făcut imediat. Deci după buget, eu am prins niște băruțe. N-aș vrea și aș vrea până la urmă. Poate să-i spun oră și să de vreau să vă spun un lucru, ascultați-vă, anul ăsta, din bugetul Consiliului Local, asfaltăm un kilometru de drum la Plopo. Haideți să-l asfaltăm pe ăsta, pentru că cred că ăsta e important și anul aia să-l facem, da? Deci, haideți prima dată să asfaltăm kilometrul ăsta, pentru că e un efort a comunității, asfaltăm un kilometru de drum din bugetul local. Sigur că sunt foarte multe probleme, dacă eu vreau să nu le trebuie să facem, și blodul și... Eu acum am văzut științe și ce am vreme, că știți, rezolva. Dar eu să vedem anul ăsta asfaltat kilometrul ăla, duce până la biserică și ce avem noi pe acolo și după aia... Repet, eu le-aș face cu toate astea dacă aș avea vince. Dați-mi bani, v-am mai spus o dată, dați-mi bani și eu o să fac tot ce spune dată și mai mult decât dată. Din păcate, n-am mai resursă financiară. Spuneam la începutul discuției noastre că pentru bugetul pe 2019 avem lipsă 31 de miliarde de lei. Noi avem acum și avem persoane cu handicap toate transferate către noi, 31 de miliarde. Sigur că, adică sunt niște realități pe care nu e nici vina mea, nici a noastră. Trebuie într-o realitate. Dar încercăm în măsura posibilităților financiare să rezolvăm pe toate. Da, domnul Moise se pregătește domnul Despa. Las pe domnul Despa că se plăbește. Mulțumesc, domnul Moise. Nu vă plăbea, da? Da. 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 Până ajung la problemele mele, dacă domnul Petri n-a auzit până acum, îi comunic eu, noi nu suntem consilieri de Poiană, de Plopu, de... Noi suntem consilieri din Dărmănești. Când am permis cândva să ridic probleme de la Josei, din Josei, din Sărătruc, nu m-a certat nici domnul la... Eu știu că nici doamna Mititelu, în fine. Mai departe, domnule primar, drumurile din Dărmănești necesită reparații urgente. După buget, cu siguranță intervenim. Haideți să facem rost din buget să ne apucăm de drumul, deci, domnul primar. Marți avem ședință de buget, am stabilit ora 13, da? Ora 13 vă invit la ședința extraordinară. Așa. Și ultima problemă pe care vă ridici, pe care... pentru că presupun că este în perioadă de garanție, de Cuiala de pe gardul Strigura au căzut. Ar fi bine ca să intervine. Nu poți să intervine, băieții. Eu n-am știam că e făcută de primărie, chiar știam cu oameni primărie. Da. Că dacă era făcut de altceva, tăcea din gură.
Nu, dacă era trecut de altcineva, nu era vreo acum așa. Dar totuși puteai să zici că e bine, arată bine stadionul. Mulțumesc! Asta, dacă nu mă lăsați, pentru că asta era ultima invitație, vă rog să veniți odată, cei care ați aprobat, măcar odată, care ați aprobat ce ați zis la mâna de la acest stadion, să vedeți cam cum arată stadionul. Deci eu zic că terminăm lucrările și după aia o să facem un joc din lucrurile. Da? Tot la fel, PSD cu... Dacă nu voi să dă cu ALD. Cu România, mă. Mai aveți, domnul Făinu. Domnul, mai aveți domnul Desmond? Nu. Domnul Moise. Mai aveți voi. România, cu România. Problemă, trebuie. Eu aș vrea să motivez votul meu de la ședința de astăzi. Și anume, nu sunt mulțumit de faptul că, din mult timp, ședința pe comisie nu mai are loc separat, așa cum este legal, și nici la invitația domnului președinte de comisie. Ci la invitația domnului primar și condusă de către domnul primar. Eu cred că, în mod normal, fiecare comisie ar trebui să fie făcută separat. Poate că aș fi dorit să văd și eu terenurile astea, în calitate de membru a comisiei de urbanism, să știu ce votez. Deci rugămintea mea este ca fiecare comisie, sau cel puțin comisia de urbanism să întrunească mult mai înainte, să trebuie să analizăm anumite. Eu l-am spus că eu vă pot recomanda următorul. Pot să vă fac recomandă. Legal este să ne întâlnim pe comisii și în formatul în care ne-am întâlnit noi. Nu este absolut nu ilegal. Că spunea dumneavoastră că legal. Legal este să vă întâlniți și unde vreți dumneavoastră și când vreți. Vă mai recomand ceva. În calitate de membri a comisiilor pe care sunteți dumneavoastră, de urbanism, de buget, de finanțe, în condițiile în care, în momentul în care primiți mapa, sunați-vă președintele și întrebați-vă. Când vreți dumneavoastră să ne întâlnim, domnul președinte, să aveți discuții pe tema aia sau pe aia? Pentru că, nu, președintele nu e cu nimic mai presus decât un membru al comisiei, da? El are, poate, atribuții de a convoca, dar puteți, fără niciun fel de probleme, să sunați, să vă convocați, să vă întâlniți, să discutați, să vedeți un teren, să vizitați amplasamentele, adică nu vă oprește nimeni la lucrurile astea, da? Poate că unul e ocupat la ora X sau Y, dar cu siguranță, cu cine noi am primit mapa cu 5 zile înainte, termen de 5 zile, puteți veni la mine. Atâta timp cât înainte reușeam să ne întâlnim, consider că o să reușim și de acum. Deci să știți că eu n-am niciun fel de contribuție la treaba. Dacă nu poți dărmărești, nu știi unde strada buzinii. Ce rost are? Nu are suficiența angajată ca să fie care este lucrurile. Dintre o asta trebuia să facem comisii, să ne întâlnim mai să ne mai ceva. Aia da ceva. Dar nu știi ce probleme care ți-au venit astea, nu se devine. Dacă nu cunoști dărmărești, nu are rost. Eu țin minte, în momentul în care, președintele de comisie s-a schimbat, țin minte că așa s-a stabilit. Am stabilit împreună tot cinci. Dar nu neapărat, dar n-am spus să... Dar nu, dați vreo nimeni să spălați aici. Hai să vă faceți așa cum am stabilit în vremea doctorului. Colegul meu, după cele care se respectați în care a spus o promisiune. Domnul Moise, mai aveți probleme pentru ședința? Dacă aveți probleme pentru mine, dacă nu de plăcuță. Declarăm ședința. Fiți să vă mulțumesc pentru participare. Vreau să vă mai spun un singur. Trebuie să vă mulțumesc. Să știți că localitatea noastră a primit un... trofeu honorific la întâlnirea Asociației Orașelor de la București. Comunitatea Românește am întâlnit acest trofeu honorific cu ocazia a 25 de ani de la înființarea Asociației Orașelor. Este pentru implicare în modernizarea administrației publice la nivel național. Și să știți că noi, pe Românești, comunitatea din Românești, comunitatea din, eu știu, aparatul de specialitate, colegii din aparatul de specialitate a primarului, venim și contribuim cu punctele noastre de vedere la legislația care vizează direct administrația publică locală. Am transmis de fiecare dată punctele noastre de vedere, ce ar trebui făcut, cum ar trebui făcut. Aceste mici lucruri pe care noi le facem au fost recunoscute la nivel național și Asociația Orașelor a decernat aceste. Vreau să vă spun că am trecut la solicitarea cetățenilor din Dărbănești pentru extinderea rețelei de gaze, am fost unul din cei care s-a deplasat la Ministerul Energiei, la ANRE, și am venit cu niște propuneri legislative care să vină în sprijinul cetățenilor care solicită extinderea rețelei de gaze.
Iar în luna februarie, aceste propuneri legislative au fost aprobate, publicate în monitor oficial și ieri sau altă ieri, miercuri m-a sunat doamna director general din ANRL și mi-a spus că nu știam că au apărut aceste modificări, aceste norme. Mi-au spus că la inițiativa și la propunerea făcută de mine s-a modificat această legislație și vine în sprijinul cetățenilor. Mai exact despre ce este vorba foarte pe scurt, înainte când se solicitau extindere fie la rețeaua electrică, fie la rețeaua de gaze, distribuitorul făcea o analiză și spunea, domnule, nu e eficient. Dar vreau să nu v-am spus eu de asta, au făcut o analiză, dar nu e eficient pentru ei investiția și ca atare toată investiția cade în sarcina Consiliului Local și a omului. Modificările propuse de mine acolo vin și cumva schimbă filozofia de calcul și spune așa, dacă este investiția eficientă pentru operator, face 100% investiția operatorului, dacă este, eu știu, mai puțin eficientă, el investește 80%, 20% noi, dacă e și mai puțin eficientă, el pune jumate, noi punem jumătate. Până acum nu puneau nimic ei decât în condițiile în care era eficientă. Iată că aparatul de specialitate, eu și cei care ne-am implicat, am reușit și la nivel național să venim cu niște modificări mici, dar care au impact foarte mare asupra cetățeanului. Și pentru acest lucru ne-a fost decernat acest premiu, e o laudă și este o recunoaștere a implicării noastre și la nivel național. Mulțumesc, vă doresc o zi bună, uite-mi plăcut și vă aștept marți la ședința extraordinară.